Livrarea gazelor naturale în Republica Moldova nu va fi întreruptă. Pentru asta însă, guvernul urmează să aloce peste 1 miliard de lei companiei Moldova Gaz, ca aceasta, la rândul ei, să-i transfere Gazpromului. Banii vor fi luați de la întreprinderea de stat, Energocom, și au rămas din perioada în care autoritățile publice procurau gaze din surse alternative. De ce dă guvernul acești bani furnizorului de gaze, care este o firmă privată și în ce condiții? A venit cu explicații vicepremierul Andrei Spânu. Potrivit lui, cu această sumă va fi stins o parte din datoria pe care o are o altă companie de stat și este vorba de Termoelectrica pentru Moldova Gaz. Am făcut rectificări la bugetul pentru anul 2021. Conform dispoziției Comisiei Situației Excepționale, unde s-au alocat 1 miliard 700 milioane de lei pentru Energocom. Din această sumă, aproximativ 300 milioane de lei au fost folosiți pentru cumpărarea gazului în luna octombrie în situația de urgență. Iar 1 miliard 400 milioane de lei vor fi alocați pentru a susține plățile curente ale companiei Moldova Gaz. Andrei Spânu susține că soluția pentru stingerea acestei datorii a fost găsită încă săptămâna trecută, dar a fost nevoie de timp pentru a trece în document modificările care au fost propuse atunci când proiectul a trecut de votul legislativului în prima lectură. Ministrul mai spune că joi, pe 25 noiembrie, proiectul va fi supus votului Parlamentului în lectura finală. Totodată, Spânu a explicat că suma de 1,4 miliarde alocate va stinge 70% din datoria termoelectrică față de Moldova Gaz. De a încheia un contract de cesionare a unei părți din datoria termoelectrică către Moldova Gaz, cesionarea acestei părți a datorii către Energocom. Vorbim despre suma de aproximativ 1 miliard 400 milioane de lei, sumă necesară pentru plățile curente către Gazprom. Tot în cadrul conferinței de azi, Spânu a declarat că o scrisoare oficială cu explicațiile pe pași va fi transmisă către Gazprom și a dat asigurări că livrarea gazului către țara noastră nu va fi sistată. În context, Andrei Spânu a mai declarat că în curând va fi propus pentru consultări publice un proiect de lege care vizează modificări la legea gazului, fără a oferi multe detalii. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!